tati taie lemne. Deja taie lemne. Vlogul vieții. Așa ne-au zis niște fani la mare. Uite-ți vlogul vieții. După voi am venit în Bulgaria. A fost tare dulce. Nu cred. Foarte, foarte curios, negruț. Ce faci, negruț? Te-ai băgat cu capul în sobă. Mi-a ieșit creier cu gust ca pe vremea bunicii. Mara, Teo, la masă. Mami! Ce-i acolo, fetelor? Începeți un nou vlog cu o oală ruginită? Păi ai luat-o acum câteva luni. S-a tăiat acum un an și deja a ruginit. O rugină care... Se dizolvă rugina în apă și voi o folosiți? E cafea. Nu, mami, e cafea! De cofelizată. Cum? Da! Te spăla! De cofelizată. Așa e! Salut și... Nu vom mai avea ce vlog să facem. Nu s-a rupt, o căzut țarea. Și ești sigură că nu s-a rupt în bucăți? Nu! Să continuăm! Și bine ați venit la un nou vlog! De data asta am vrut să facem prăjituri! De fapt, tiramisu! Iar Mara, tocmai ați văzut ce a făcut? A scăpat mixerul pe jos! În încercare ei de a... Nu știu ce, ce a vrut să facă? Mă dă jos! De ce? Bravo, tati, l-ai reparat. Hai să vedem dacă mai merge. Folosim o cafea solubilă decofeinizată pentru ca fetele să poată mânca și ele tiramisu. Eu zic să mai pui, Teo. Trebuie să aibă mai mult gust de cafea. Teodora! Ce-ai făcut acolo? Am pus jambărzat. Dar nu așa, pune-i deasupra. Of, Teo. Oh, dar văd că aveți pe masă toate ingredientele. Teodora, ce tot faci? Teo vrea să folosească un borcan întreg de nes. O să fie prea mare și nu o să mai mănânci. Nu! Vreau să se guste. Ia să văd, e chiar așa rea? Tu care bei toată ziua cafea, nu pentru tine. E chiar amară. Ăștia au pus ceva în cafeaua asta ca să semene cu cafeaua adevărată. Amăreala în principal. După cum spuneam, văd că ați pregătit toate vasele și ingredientele. Aveți deja cacao pudră care se pune după ce stă ore la frigider. Sau o puneți înainte? Înainte. Mascarpone, praf de tiramisu, lapte, biscuituri, cafea, mixer și vas pentru mixer și pahar, gradat ca să măsurați. Deci, ok. Aici trei pliculețe? Trei le puneți pliculețe. Pe toate? Da, uitați. Aici este baza pentru tiramisu, așa avem trei. Oh, baza. Nu, baza e asta. Aici e crema. Poți să faci, dar ăsta-i dă un plus de gust specific. Eu zic să pui la toate trei plicurile jumătate de litru de lapte. Se pun 200 la fiecare plic, dar dacă vrei să stea mai țeapănă crema, pui mai puțin lapte și se întărește mai bine. Faci întâi crema? Ok. Vreau și de biscuituri. Ce? Le acolo? E mai greu cu biscuiturile. Nu! Poți să încep deja. Uite, ai tava. Iar tu faci se crema. Închide, primă mișcă. Știi ce ne mai trebuie și am o grămadă? O esență de migdale. De pus în cremă. O să iasă yummy. Da. Super. Pui unul pe față, unul pe spate. Ăsta e pe spate, te punem pe față, așa. Pe celălalt pui pe spate, așa. Ce faci, Teo? Sau o să mănânci tu. Mamă. Uri? Mara măsoară laptele. Ăla lasă-l la urmă pentru aici când Dumnezeu ajunge. Lasă-l așa. Ce-ai făcut? Normal, și tu pe masă. Aici avem un pahar gradat, mai că are 300 de milițe de lapte, adică o să punem prima oară 300 și a doua oară. Ok.
Ce faci, l-ai mâncat pe tot? Să-l pun pe a doilea! Haide! Acum la tine! Măsurăm laptele. Șor, șor. E o rețetă foarte simplă, fără coacere, poate fi făcută de orice copil. Acum punem cele... Chiar și eu fac. Bravo! Acum cele 200. Teo, cu pișcoturile, Teo, le măi prea mult. Se cheamă tiramisu, pentru că îl bagi și îl scoți. Trage-mă în sus, da? Asta înseamnă. Îl bagi și îl scoți repede în sus, da? Aha, înseamnă tiramisu? Da. Și am pus 200 de mililitri de lapte, 300 plus 200, 300. Bravo! Acum prafurile! Ți-a aduc un fartec? Nu! Eu cred că pot! Hai, Mara! Ce-i făcut acolo? Te-ai jucat? Ce? Uite! Ai făcut o dantelă! Hai! O, dar ce culoare! E alb! Hai, că nu o să fie alb, o să vezi! E marlo! Mamă, ce bine miroase! Deja mi-a lăsat teramisu! Teodora! Ce faci? Nu mai mânca! Nu o să-ți ajungă! Nu o să-ți ajungă, o să vezi! Ba nu? Încă una! Acum ultima! Aici pun tot negre, albe? Da! L-am împins! Și am căpun, nu contează dacă asta uite, pot, nu contează! Contează doar să fie bun! Da! Acum ce pui? Dar de migdale, puteți să puneți dacă vă place. Vreau și eu să pun. Dacă nu aveți, puteți să nu puneți. Da. Super. Iute. E concentrată, de esență. Asta înseamnă esență. Bun, hai. Folosește mixerul. Gata, ai făcut. Acum așteptăm să facă Mara crema. Hai, Mara! Hai, Mara! Întâi așa, întâi da așa, un pic. Să încorporezi, ca să nu sară praful. Bravo! Apoi la viteză mică. Mică. Mică la viteză. Așa. Deja începe. Crema! S-a întărit! Hai să adăugăm mascarpone. Hai. O să dați pe masă. Exact ce am zis. Ok. Trebuie neapărat făcută cu mixerul. Da. Hai. Și crema e gata. Iar copiii? Academie. Link paletele. Na, na. Nu cred așa ceva. Ideea cu linsul era să le curățați, nu să le murdăriți din nou. Crema se mănâncă așa. Luați o lingură și puneți cremă. E cam moale, dar se întărește la frigider. Vale îl face pe al doilea. Hai! Măi, mult mai repede, chiar face tiramisu. Pac, 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 pac. Așa, asta înseamnă îl muiat la tiramisu. Cam tine. Super! Puneți până se acoperă în întregime. Deja e cremă pe ea, pe masă, pe ea, pe nas. Zică. Cremă peste tot. Gata. Gata, a spus un strat. Urmează să puneți al doilea strat de pișcoturi. Și aici completăm cu bucățele. Gata. Mutăm crema. Și Vali a început să pună crema. Dar o să fie bun. Deci o să-ți pun un pic la Teo. Ia fa așa. Gata? Și din păcate aici nu ne-am ajuns pișcoturile. Măcar ne-am ajuns aici. Da, l-a fost cel mai mare de copii. Hai să vedem ce gust are. E mare. Ia. Ia. Acum presărăm cacao. Uite așa, Teo trebuie pus. Oricum, mie îmi place cacao. Uf, fetelor, ați terminat! Aduceți o furculiță! Nu, mami, trebuie să stea la frigider! Dar ia! Mara, ce faci acolo? Ia să guști! Nu
Nu acum, aștept să se întărească. Și eu prestam. Ușor, capul, băi, Teo, băi. Gata, care și de desu? Teo. Aoleu, măi, Teo. Ia uitați. Tati, pregătit? Pregătit de ce? De tăiat lemne. Tati taie lemne. Tati, câte lemne ne trebuie? Gata, hai să le tăiem. Oare de ce vrea tati să taie lemne? Aprinde focul? Și dacă aprinde focul, ce facem? Pregătim cina? Nu mâncăm tiramisu la cină? Pentru ce faci focul, tati? Pentru mâncarea ta preferată. Mami știe. Mami va face creier pane în mod tradițional, adică dat doar prin mălai cu sare și piper și pus pe plită în hârtie de copt. Veți vedea, așa îmi făcea mie bunica atunci când eram mică și mergeam în vacanță la țară. Deja tăie lemne! Nu cred! Mai bine stau mai departe. Ups! Again! Să te ajut? Ar fi cald. Cu ce? Niciodată. Ce frumoase sunt. Uite ce faine sunt. Foarte frumoase. Mitrițe. Da. Și crizanteme. Uite, asta e crizantemă. Și uite cât de bine a crescut. Astea sunt dumitrițele. Dumitrițele pe care le-am plantat anul trecut, în toamnă. Da. Au crescut. Într-adevăr. Au mai murit din ele. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Tati, dar aici eu cred că sunt două. Nu. E doar? Ba da, aici sunt două. Și aici sunt aici două. Da. Sunt sigură, eu le-am plantat. Vlogul vieții. Așa ne-au zis niște fani la mare. Ne-am întâlnit cu ei, erau cu fetița, o fetiță destul de mare, de vreo 13-14 ani. Și mama îi spune, uite-ți vlogul vieții! După voi am venit în Bulgaria! A fost tare dulce! Hai, tati, mai poți? Da. Uite așa, am mâncat pepenele și uite cum l-am acoperit cu plasa asta de legume, de mâncare. Negruți, prezent ca întotdeauna. Ce faci, mă, negruți, mă? A fost foarte obraznic azi. Vreți să vedeți ce a făcut? Dori. Ce cauți acolo? Te-am prins. Ai mâncat toată ziua și cauți și în gunoi. Pe unde ai umblat? Și acum se alintă. Îți place? Asenecase, nu știu ce a fost cu el, dar m-am speriat și i-am dat ca la oameni peste ceafă și stătea să-i dau peste ceafă ca să-și revină. Wow. Motanii, de fapt pisicile în general, sunt foarte curioase. De aia și proverbul curiozitatea omoră pisica. Nu cred. Este foarte curios, negruț. Ce faci, negruț? Te-ai băgat cu capul în sobă. Ce faci, Bri? Foc! Ia, uite cine umbla. Uite cine mai e curioasă. Uite ea. Uite curiozitatea. Repede cum mă taie la mână. Lasă-ne jos, mami. Stai că nu pot. Așa. Uite cum l-am luat. Să vedeam o muchie. Uite, muchia asta fix. Asta tăioasă. Așa mi-a venit acolo fix pe mână. Uite așa. Am pornit focul. Și... Sterbătăm. Dăm drumul. Să te stinge. O să te frigă, da. Și s-a aprins focul. Și voi ce faceți acolo? Noi luăm cina în avans. Unii dintre noi mai șmechere așa. Eu trebuie să pregătesc creierul. Abia aștept să mănânc. Mara dă cu aspiratorul. Bravo, Mara! Mulțumim de ajutor! Și avem creierul. Am pregătit hârtia de copt. Ia să punem un pic sub farfurie. O să pun pe jumătate de hârtie. Am sare, piper. Uite cum facem. Ar trebui să pun sare și piperul în... Da. Să pui sare și piperul în el. Da. Trebuie să am grijă să iau câte un creier fără să le... Rup. Fără să-i distrug, da. M-am spălat bine pe mâini înainte. Uite, l-am luat. Așa. Așa. Uleios.
Și pe parte și pe cealaltă. Da. Și piper. Și pe... Îi dăm prin mălai și îi punem pe hârtia de copt. Wow! O să pun așa, pac, 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 în hârtia. Și gata. Da. Prima tură de creier este gata. Punem folia. Ți-i întins ca să nu-i dai lui negruț, că negruț abia îi așteaptă. Și punem pe plită. Am emoții. De ce? Așa, tati? Așa? Da. Sau invers? Cum crezi tu? Așa. Și poți să mai faci una. Și mai fac una repede. Wow, e prea tare focul. Se arde. Se arde hârtia. Și nu-i bine. S-a ars deja. Și nu e ok, nu? Facem experimente. Mai să știi că la bunica e așa destul. A, nu, s-a arde tot, tati. Nu e bine. Vali, știi ce zicea? Că îi făceau direct pe plită. Știu. Pe ce facem? Că se ard. Nu știu. Este focul prea tare. Și până la urmă la tigaie. Încercăm așa. Unul a căzut deja la negruț, iată-l. O, negruț, ăsta e pentru tine, negruț. Ia-l, ia-l acolo. Ia să vedem, ăsta îl luăm. E aproape gata. Îl pun în tigaie pe partea asta. Aici mai are niște hârtie, o să luăm noi. Și pun și pe ceștilalți. Dați-ne o soluție. Unde am greșit? Cred că a fost focul prea tare. Nu ne pricepem pentru că noi nu am făcut asta niciodată. Bunica nu mai e. Mi-ar fi făcut ea, sunt sigură. Că știe cât de mult îmi plac. Trebuie să-l curăț. Deci nu e bună ideea cu hârtie de copt. Am hotărât ca să meargă mai repede, să pun sarea pe farfurie. De fapt, te-aș pun și direct pe aici, da? Sare și piper. Pun. Poate mai lasă zeamă. Nu, lasă cum mai lasă zeamă ei. Așa. Și sarea. Sare. Poți să o faci mai mare. Nu, păi nu vreau mai mare, că îmi trebuie împărțită egal, așa. Și de aici unde îi pui? Direct în tigaie, acolo. Ce faci? Bine, tu? Mare, rău! Ești mare? Da. Ce-ai pățit eu? Ce-ai pățit eu? Ce-ai pățit? Repede, ridică-te! Mama, am făcut așa. Adu-mi o furculiță, te rog. Până la urmă? În tigaie, dar tot direct pe placără, fără ulei. Tati, am luat primul creier de acolo. Ia să-l vedem, să-l vedem cum arată. Uite așa, cum trebuie. Wow! Ia. Arată bine și... E atât de gustos. Brie, vrei și tu? Atât un pic. Așa. Frige. Frige. Tata, nu mai frige. Hai. Așa, așa. Tati, vrei și tu? Vreau și eu. Atât de bun. Cremos în interior și crocant deasupra. Eu iau glas. Nu ai voie, reuf. Și vom face așa. Am terminat de pus. Prima șarjă a fost scoasă. Aici trebuie să întoarcem peștea. Ia să vedem. Wow, arată bine. Și nu mai sunt arși. Nu mai sunt arși, clar. Îi terminăm. Stăm la masă pentru cine vrea. M-am frins, tati, trebuia să folosesc o paletă sau o furculiță. Am avut încredere în mâinile mele, dar se pare că... Furculița e mai bună. Da. Gata, am terminat și sunt atât de mândră de mine că mi-a ieșit creier cu gust ca pe vremea bunicii. Sunt un pic friptă pe la mâini, dar asta e. Asta înseamnă foc la sobă. Nu poți controla temperatura, dar a fost distractiv. Aram zam zam. Trebuie să protejăm aram zam zamul de foc. Mereu vrea cât mai aproape. Și-a pus și scăunel acolo, că vrea la cald, au zis la ea. Acum stăm la gura sobei și mâncăm creier și tiramisu. Să chem fetele la masă. Mara, Teo, la masă. Teo mănâncă și ea, dar nu-i place. Mi-am numerit unul foarte sărat. Creier de porc. Mi-e place foarte mult. Să vedem ce o să zică Mara. Briana, cum e? Ia, ce-ți place ăsta, că-i sărat. Hai, Mara. Gusti? Tu, Mara? Eu mai mănânc, uite. Ia gustă. Să ne spui ce părere ai. Uite, mi-a făcut o bătătură. De la muncă. Mâncăm așa în picioare, nu stăm și noi la masă. Nu vrea Mara. Mara, de ce nu vrei să mănânci? Gustă că e aproape... Da, un pic mai mult, hai. Așa. Vezi cât e de bun. E de bun. E foarte gustos. Nu-i place. Mofturi. E mofturi. Corect. Da. E dacă e pomul mănânc. E cea pe carne. Și de acolo, Teo. Nu că e cald. E prea fierbinte și poate să iasă un foc.
nu-i bun. Deci nu mănânci tiramisu. Tiramisul este gata. Că ăsta mare îl mâncăm primul? Da. Este al copiilor, nu este al adulților. S-o credeți voi, mâncăm de acolo toți. Hai. Și primele felii de tiramisu. Da. Este cele mai frumoase. Ia să vedem, crema s-a întărit. L-am făcut la ora 5. Este ora 7 și 16. Da, 2 ore. Ia uite, arată așa. Bună ziua. Acum vă cum vouă arată a tiramisu de cofetărie. Și l-am făcut noi și ați văzut cum. Nu e bun cu cafea de aia. Foarte bun. Numai că încă nu s-au înmuiat piscoturile de deasupra. Ați înmuiat mai puțin, nu? Valentina. A pus sare. Iată ce-a făcut bebele. Doamne. Sare de tort. Se strică tot. Uite să văd cum fac. Tati, asta e porția ta. Frumoasă. Cea mai frumoasă. Dar tu ai mâncat eu? Nu, e bleasc. Nu-i place nici tiramisu. O să vezi când o să editezi ce-a făcut Briana cu tiramisuul ei. Ce ai făcut, Briana? S-a umplut așa. Tare. Păi deasupra n-au fost înmuiate chiar de tot. Ar fi trebuit să mai stea câteva ore ca să tragă. Cum e? Merge, dar piscoturile mai trebuie înmuiate, trebuiau înmuiate un pic mai mult. E ok. Valentina le-a înmuiat puțin. Și gata, așa la cină încheiem acest vlog. Vă urăm o zi frumoasă în continuare. Fiți plini de veselie, voioșie și încercați lucruri noi, chiar dacă sunt vechi. Înțelegeți ce vreau să zic referitor la vlogul de astăzi. Până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!